Mă feresc de termenul moldovan aici la Chișinău pentru că foarte mulți ticăloși au încercat să spună poporului Republicii Moldova că ei vorbesc limba moldovenească, nu limba română. Cea mai caragioasă aventură a fost când s-a făcut un dicționar româno-moldovean. Aia a fost cea mai penibilă reacție a intelectualității sovietizate din Republica Moldova. Este probabil cea mai urâtă pată pe cultura de la Chișinău, acel dicționar foarte drag domnului Voronin. Îi mulțumesc totuși că n-a avut niciodată curaj să mi-l facă cadou.